Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în duminica a 11-a după Rusalii. În cadrul Sfintei Liturghii a fost citit pasajul evanghelic care relatează pilda datornicului nemilostiv. În cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat mai întâi că Evanghelia acestei duminici ne învață în esență că iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu. De asemenea, prefericirea sa a evidențiat cele trei învățături principale care se desprind din această Evanghelie. În primul rând, Dumnezeu este milostiv și iertător și iartă păcatele celor care îi cer iertare. În al doilea rând, Evanghelia ne arată că Dumnezeu ceartă spre îndreptare pe cei care au fost iertați, dar care la rândul lor nu iartă pe alții. Și în al treilea rând, vedem din Evanghelia de astăzi că prin iertare noi devenim milostiv ca Dumnezeu cel milostiv, biruind nedreptatea prin bunătate. Evanghelia de astăzi, deci, ne arată pe Dumnezeu mai întâi iertător, milostiv și apoi atunci când oamenii sunt iertați, dar nu iartă la rândul lor pe cei care au greșit lor, atunci Dumnezeu arată dreptatea sa. El este deci milostiv și iertător, dar este și drept și îndreptător. El când ceartă, ceartă spre îndreptare, spre mântuire. Întâi stătătorul bisericii noastre a explicat în continuare ce înseamnă de fapt această mare datorie pe care o avea primul datornic. În primul rând, datoria aceasta mare înseamnă încălcarea voii lui Dumnezeu în viața omului. Omul a primit în dar de la Dumnezeu o imensă valoare, și anume, el a fost înzestrat cu chipul lui Dumnezeu, care este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Sufletul nemuritor al omului îl face ca el să caute viața veșnică, deoarece sufletul omului a fost creat după chipul lui Dumnezeu cel nemuritor și veșnic. De aceea, valoarea sufletului omului este una incalculabilă, una care nu poate fi tradusă în valori terestre, trecătoare și limitate. Deci când omul nu folosește rațiunea, voința și capacitatea sa de a iubi, care sunt componente ale chipului Dumnezeu în om, nu le folosește pe acestea potrivit voii Dumnezeu, el se îndatorează față de Dumnezeu Creatorul. El devine risipitor al darurilor dăruite lui de Dumnezeu, și anume darul sufletului nemuritor și chemarea la viața veșnică. De aceea, omul care încalcă voia lui Dumnezeu greșește și deci devine datornic și în același timp risipește darurile lui Dumnezeu. Risipește darurile lui Dumnezeu prin folosirea lor nedreaptă, neadecvată, pătimașă și păcătoasă. De aceea se îndatorează foarte mult. Dacă însă cere iertare lui Dumnezeu, Dumnezeu cel milostiv și iertător îl iartă. Dar dorește ca cel iertat să fie și el iertător față de semenii lui care sunt datornici sau care au greșit lui. Și din acest punct de vedere, vedem că Dumnezeu dorește ca milostivirea lui, bunătatea lui să se extindă la toată umanitatea. În continuare, Părintele Patriarh Daniel a subliniat că această evanghelie afirmă mai întâi iubirea milostivă a lui Dumnezeu, iar în al doilea rând, dreptatea sa. Dumnezeu este mai întâi milostiv, iertător pentru cei care au greșit, dar se pocăiesc și cer iertare. Și este drept și îndreptător pentru cei care au fost iertați, dar nu iartă la rândul lor. Cum această iertare se cere să fie din inimă, adică nu una formală, te iert, dar nu te uit.
sau o simplă declarație verbală de iertare. Iertarea sinceră din inimă adesea însă presupune o luptă interioară. Sunt oameni care au suferit mult din cauza răutății altor oameni. Aceștia, pentru a ierta sincer pe cei care i-au făcut să sufere mult, au nevoie de o schimbare interioară a sufletului. Au nevoie de ajutorul Harului lui Hristos cel milostiv, care pe cruce fiind s-a rugat pentru cei care l-au răstignit și a zis: Părinte, iartă-le lor păcatul acesta, că nu știu ce fac. Deci aici înțelegem că numai Hristos, cel atot milostiv, are puterea de a dărui omului, când este rugat, această iubire milostivă iertătoare, pe care o vedem în viața bisericii, în mucenici sau în martiri, primul fiind Sfântul Arhidiacon Ștefan. Martirii sau mucenicii au primit de la Hristos o răbdare deosebită și această harismă, acest dar, de a nu răspunde la răutate cu răutate, ci de a răspunde la răutatea celor care îi chinuiau cu bunătatea iertării. De aceea ei au biruit duhul lumesc al violenței prin iertare și sunt numiți de biserică buni biruitori mucenici. Deși au fost uciși fizic, au fost considerați buni biruitori, înțelesul că în ei a biruit Duhul lui Hristos, cel milostiv, asupra Duhului lumesc, cel violent și egoist. Deci, când ni se cere să iertăm greșelile celor care ne-au greșit, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască puterea de a ierta în mod sincer și total, pentru totdeauna, în mod desăvârșit, pe cei care ne-au greșit. La final, Patriarhul României a afirmat că iertarea are o valoare imensă de nedescris. Prin iertare se schimbă relațiile dintre oameni, în familie, în comunitate și în societate. Prin iertare nu se mai răspunde la răutate cu răutate, ci se pune un început nou în relațiile dintre oameni. De asemenea, Preafericirea sa a evidențiat că prin iertare se biruiește duhul demonic al răutății, al urii, al vrajbei, al conflictelor și al războaielor.